Este informația momentului. Fostul atacant de la FCSB și Rapid, Lucian Burdujan, a dispărut fără urmă. Mama lui a fost cea care a dat alerta, iar polițiștii îl caută. Aurina Petrea ne spune mai multe. Aurina. Vom găsi, într-adevăr, fotbalistul Lucian Burdujan a fost dat dispărut de la domiciliu. În data de 20 septembrie, mama sa a venit la sediul poliției din Piatra Neamț pentru a-i anunța dispariția. Femeia a spus că nu a mai putut lua legătura cu el încă din luna septembrie, atunci a plecat de acasă, dar ulterior au apărut informații că acesta s-a întâlnit cu fratele său la Ploiești, i-a spus că pleacă spre București, dar apoi nu a mai aflat nimic despre el, de aceea femeia s-a decis într-un final să vină la poliție și să-i anunțe dispariția. Fotbalistul este în vârstă de 38 de ani, are 1,80 m înălțime, cam 89 de kilograme, iar cei care îl văd sunt rugați să apeleze imediat numărul 112 pentru a anunța. Lucian Burdujan și-a început cariera în anul 2000 la echipa de fotbal Ceahlău Piatra Neamț și a încheiat-o la o echipă din Grecia în anul 2020. Pe parcurs a trecut pe la mai multe echipe, precum Rapid, Steaua, FC Vaslui. De asemenea, a mai jucat și în echipe din Grecia și Cipru. În ultima perioadă însă s-a confruntat cu probleme financiare, a avut chiar și probleme cu alcoolul, iar conform unor surse, acesta a ajuns să se împrumute de bani de la foști colegi de la Rapid și chiar a ajuns să doarmă în gara de nord.